Ce faci tinere? Vine examenul, că ai pus la învățat. Ce învățat vorbești? Mamă, lasă-mă acum, am alte treburi. Viața nu înseamnă doar să înveți, stai cu ochii în carte, aia pe bun. Ce vorbești? Trebuie să înveți, să-ți faci o carieră, să-ți câștigi pâine. Tu vorbești de carieră, stai pe 15 milioane, am mărăs la bucat de combinat și îmi spui mie de învățat și carieră. Ei, ei, ce comentezi? Noi la vârsta ta eram sătui de muncă. Tu vorbești, te chine să plătești ratele alea la bancă. Știi ce înseamnă în viață? Să fii șmecher, să te descurci combinații. Arău! Nu mai trebuie, Andrei! Stabiliți și vom susține o evaluare. Vă rog să scoateți o foaie. Social din a treia bancă. Scoateți o foaie. Ce faci, mă? Nu mai ai loc. Mergeam încolo. Nu mă trebuie, ce clasă ești? Clasa 12, ce? Și ce dirigent ai? De sport. De azi nu. De azi eu sunt dirigentul tău. Deci marcă 50 de lei ca să nu te ia la note. Hai! Hai, rapid am spus! Hai! Aoleu, băi, așa ne mișcăm dacă avem dirigent de sport? Ia ascult un pic la mine. De azi dirigentul tău sunt eu, da? Da. Mâine încă 50 de lei. E protecție, pe nota la culpare. Ha, ieși, hai. Boară! Hai! Ce faci bă aici? Iacăm așa pe bune! Hai, ce domnul iartă-mă! Hai să vă rog pe aici! Să ciocnim și mea! Hai, ia-ți barul ăsta! Hai, trebuie să fac pe aici! Ești nebun, am gândit! Am auzit că Georgescu are o cabană liberă acum, cu o plecată să-i în străinătate și ne gândeam că...
poate merge și noi. Săptămâna asta. Nu mai bine mergem săptămâna viitoare, că atunci îmi iau permisul. Ce mă, dar îți trebuie permis ca să fii șofer? Îți trebuie mașină, băi, tot eu suntem, băi. Fetele, băi, ce zici? Mergem? Am un rezolvaș cu fetele, e, gata, rezolvaș, face rost de mașină. Mașina, tată! Este boss! Ai, ai multe! Hai, nu ți-l licu, mă! Avem la cabana aia! Hai că bag și la muzică pentru voi! Da, chiar! Să fie ceva atmosferă până ajungem! Ce o să ne distrăm? Hai că o să iasă de tare! Hai, tare! Și excepțional! Faceți cât mai mulți bani! Fără mucă și efort! Este șeful peste să fii șmecher. Facem noi, ca cetățeni cinstiți, când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 112. Bun. Foarte bine. Eh? Ăsta e răspuns. Felicitări!